Al Fiului, amin. Al Sfântului Duh, amin. Ansamblul parohiei Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, Brustureț, din comuna Mironeasa, județul Iași, a fost întregit cu o frumoasă troiță închinată Mântuitorului Hristos și Maicii Domnului. Edificiul a fost sfințit joi, 11 aprilie 2024, de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, care a ctitorit-o în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite prin creștinii ortodoxi din această parte a comunei Mironeasa. Soborul slujitorilor a săvârșit aghiazma mică, urmată de citirea rugăciunilor rânduite pentru acest moment liturgic. Oamenii de toate vârstele din mai multe sate ale comunei, alături de reprezentanții autorităților locale, s-au rugat împreună cu preoții. Slujba a fost săvârșită în fața troiței pe o vreme frumoasă de primăvară. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și se lășluiește într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește pe noi. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. Însă, viitor de oameni, Împărate, ține dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpadă din apă și din duh. Și acum trimite harul preasfântă, bunevias, făcătorul tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântă, bunul de viață, făcătorul tău Duh, și binecuvintează moștenirea ta. Și vor cere de la tine ajutor pe născătoare Dumnezeu, pe toți care înaintea acestei sfinte icoane vor cinsti după vrănicie pe prea binecuvântata Fecioara Maica Domnului și a Fiului, amin, a Sfântului Duh, amin, și ne izbăvește pe noi dintr-o toată nevoia și nestazul, toată nădejdea noastră pe tine o pune, Maica lui Dumnezeu. Păzește-ne pe noi sub sfânta acoperământul tău. Cuvântul de folos duhovnicesc a fost ținut la final de părintele Emanuela Petre de la parohia Urșița Mironeasa, care a evidențiat importanța prezenței unei troițe într-o comunitate. Mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că s-a înălțat aici, în satul dumneavoastră, o Sfântă Troiță. Troiță care, în tradiția poporului român, o găsim de câteva sute de ani. Troiță care străjuia la răspântii. Troiță care reprezintă Sfânta Cruce sau pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sau alți sfinți din biserica noastră strămoșească. Și acest nume de Troiță îl poartă Sfânta Treime. Și îl mai găsim, această denumire, o mai găsim la sărbătoarea Sfinților Treierari. Acolo unde, într-una dintre rugăciuni, la Sfinții Treierari, la Sfântul Grigorie, Ioan și Vasile cel Mare, acești trei sunt numiți Troiță de Arhierei în numele Sfintei Treime, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. A binecuvântat Maica Domnului și Preacuviosul Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Nicodim, nu doar că în cei peste 34 de ani a înfrumusețat Sfânta Mănăstirii Hadâmbu, ci prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu
și fiind un iubitor de Maica Domnului, a început să ctitorească, după cum vedem și plăcuța înscrisă la baza Sfinței Troițe, câte o troiță prin unele sate, nu doar de aici din țara noastră, ci și din dulcea și iubita Basarabie, de la românii de peste Prut. Și știu și știm cu toții că nu a fost o lucrare ușoară. Și aici, în satul Brustureț, și personal îi mulțumesc și pentru troița pe care a înălțat-o și în satul Urșița, și pentru troițele pe care le-a înălțat și în Bucovina și în celelalte locuri. Și așa cum este și denumirea Treimei, în cinstea Sfintei Treimi și în cinstea Maicii Domnului, pentru că, după cum am spus, în biserica noastră Maica Domnului este alături de prunc. Foarte rar o să o găsim în icoane, în iconografie, pe Maica Domnului fiind pictată fără prunc în brațe. Și Hristos este alături de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Cât de bine și cât este de frumos, spune psalmistul David, pentru ca să fie frații împreună, pentru ca să fie creștini împreună, în unitate și în duh de rugăciune. Și închei prin cuvintele de mulțumire, atât adresate în primul rând prea milostivului Dumnezeu pentru această binecuvântată zi. Și prin mulțumire adusă Maicii Domnului pentru binecuvântarea, ca cinstitul ei omofor să străjuiască începând de la Mănăstirea Hadâmbo și peste satul dumneavoastră. Și apoi încheiind cu mulțumirea adusă Părintele Stareț, personală și din suflet, pentru tot ajutorul pe care l-a acordat și aici, la biserica dumneavoastră și a frăților voastre, cât și în satul Urșița și în celelalte comunități. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a amintit de începuturile grele ale Mănăstirii Hadâmbu și de sprijinul pe care ortodoxii din Brustureț l-au oferit acum 34 de ani așezării monahalii din Dealul Mare, în acea vreme ajunsă o ruină. Această prea frumoasă troiță care s-a realizat și așezat aici, la șosea, la drum, vreau să vă mulțumesc celor din comunitatea aceasta, începând din la intersecție până la pădure, ce ați făcut pentru mine, acești gospodari din satul acesta, când am venit la Hadâmbu, unde n-aveam unde să-mi plec capul, când am intrat în acest sătuc, dumneavoastră, cu puținul dumneavoastră, ați alergat în urma mea strigând că și noi suntem oameni, dacă aveți nevoie de ajutorul nostru, noi vă suntem aproape, Părinte Stareț. Primii bănuți care am primit ajutor a fost din această comunitate, sătucul acesta. Unde de altfel, dacă vă readuceți bine aminte cei mai în vârstă, auzeam voci vorbind, am verzit iarba în satul nostru, că a intrat părințelul în satul nostru din schit. Deși nu erau preoți slujitori în zonă, chiar nici în Mironeasa, nici în Hadâmbu, deci era singur care slujeam, eram eu în schit. Și când am auzit dragostea frăților voastre, v-am promis că o să vă slujesc gheazma mică. Și știu că m-ați primit pe un noroi cu covare din casă cele mai frumoase, începând din drumul acesta care, uitați cum arată astăzi, din mila lui Dumnezeu, și datorită acestor oameni minunați, mă refer la primărița și vicii primăra nostru, până lângă pădure de bucurie că aveți o slujbă și o aghiasmă. Și am venit să vă mulțumesc și să o punem pe Măicuța Domnului aici scut de apărare și acoperământ frăților voastre a comunității, comunii Mironeasa, a sătucului dumneavoastră și, în ultimul rând, în fața acestei frumoase biserici care urmează să fie sfințită, pictura și toate realizările săvârșite de către Părintele Florin, acest părinte destoinic și gospodar. Cu mare bucurie și cu mare emoții am adus pe Maicuța Domnului aici, la dumneavoastră. Astăzi, cu darul lui Hristos, a preacuratei Maicii Dumnezeu, a părinților slujitori de împreună rugători, s-a sfințit
această prea frumoasă Troiță și, dacă observă bine, e Maicuța Domnului, dar și Sfânta Cruce. Mâine, Părintele, în spate, unde este crucea și în frama, va săvârși slujba de bobotează și celelalte sărbători ale Învierii. Țin să mulțumesc Maicii Domnului că m-a ajutat, m-a blagoslovit și am reușit să vă bucur și să o duc pe Maicuța Domnului aici, unde avem o mare nevoie de Maicuța Domnului, ca să ne acopere Maicuța scumpă de tot răul. Casa, familia dumneavoastră și, de ce nu, și cei care nu cinstesc pe Maica Domnului să se smerească și să se cutremure când o să treacă prin fața chipului și a Troiței acestea unde Maica Domnului și-are locul. Mulțumim Părintele Nicolae, care vine din Basarabia, dacă îl dați voie să-l apropie, să-l mai aproape de mine, care cu mare emoție a trecut această Troiță Vama, iar Maica Domnului a lucrat și lucrează deseori când ajută bisericile noastre, din satele noastre, preoții care au nevoie de a trece ceva granița. Dați-mi voie să-l felicit pe Părintele Parou Florin, care îmi face foarte mult bucurie și cinste să vorbesc de Sfinția sa. Dumneavoastră, cei care cu adevărat sunteți aproape de biserică, ușurați crucea Părintelui Păstor, a slujitorului dumneavoastră. Preacucenice Părinte Florin, să vă țină Maicuța Domnului sănătos. Putem să spunem că această Troiță am adus ca ofrandă în Maicii Domnului pentru toate realizările de aici. Așa m-am gândit, să fie o ofrandă pentru ca Maicuța Domnului să vă binecuvinteze lucrările din trecut până astăzi și să ajungem cu bine să ne bucurăm la sfințirea picturii, la sfințirea cloponiții care mai aveți încă de muncă la ea, la sfințirea casei praznicale de acolo, la sala de mese de vară făcută pentru credincioșii care iubiți și păstoriți sfinția voastră. Să mulțumim Maicii Domnului împreună toți cei prezenți și să ne bucurăm de această mare binecuvântare în această seară binecuvântată. Părintele paroh Florin Puțincu și-a arătat recunoștința față de sprijinul pe care Părintele Stareț Nicodim l-a oferit parohiei Brustureț în ultimii 14 ani. În mijlocul nostru, pe solul Maicii Domnului, preacuviosul Părinte Stareț Arhimandritul Nicodim, de la Mănăstirea Hadâmbu, cel care prea mult o iubește pe Maica Domnului și care din smerenie, de multe ori, sfinția sa se numește Grădinarul Maicii Domnului, numind-o pe Maica Domnului acolo la mănăstire, stareța locului. Și iată că din smerenie și din dragoste față de Maica lui Dumnezeu, Părintele Stareț, care mai bine de 30 de ani, știm foarte bine cum a găsit Sfânta Mănăstire Hadâmbu și ce prea frumos și minunat și sfințit loc a ajuns acum, a trecut prin toate greutățile. Și cine altcineva mai bine ar fi putut să ne înțeleagă pe noi, de asta este numit prietenul preoților de parohii, pentru că sfinția s-a trecut prin greu, a trecut prin foc, dacă îmi dați voie, și prin încercări, și de fiecare dată ajută cătunele, satele și parohiile unde vede că se vrea să se facă ceva și mai ales se vrea să se facă casa lui Dumnezeu, unde oamenii să se adune la rugăciune. Părintele este ctitor, începând de la biserică, casa parohială, casa socială, sala de mese de vară, Troița, Lopotnița și toate celelalte. Munca de la Sfânta Mănăstirea Hadâmbu a început-o cu acești doi bănuți de la frățiile voastre. Și vedeți că peste timp Dumnezeu lucrează și răsplătește locului și oamenilor. V-am spus chiar și duminica trecută că de mult, am 6 ani de zile de când încerc să găsesc o variantă ca la slujba de bobotează să avem o cruce frumoasă unde să slujim slujba de bobotează. Și iată că după 6 ani de zile, Maica lui Dumnezeu a lucrat și pe lângă multe alte binecuvântări pe care Părintele Stareț ni le-a dat, iată, avem și această prea frumoasă Troiță. În al preasfințitul Calinic a spus foarte frumos un lucru despre Troiță. A spus că este un indicator către Împărăția lui Dumnezeu. Troița este un indicator către și ne arată calea către Împărăția lui Dumnezeu. Ne-l arată pe Mântuitorul Hristos răstignit pe cruce. Părinte Stareț, nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ce însemnați pentru noi, eu și Doamna Preoteasă și familia noastră, în primul rând,
pentru tot ce însemnați pentru comunitatea aceasta, pentru că de la Sfinția voastră așa este, a plecat tot. Sfinția voastră a ținut și țineți mai departe candela credinței drepmăritoare aprinsă. A ținut-o acum 30 de ani, mai bine de 30 de ani, când nu era niciun preot în comunitățile și în satele alăturate și oamenii veneau la Sfânta Mănăstire și prin dragostea față de Dumnezeu și față de Maica Domnului i-ați îndrumat frumos și i-ați povățuit și iată îi avem mai departe credincioși în bisericile noastre și contează foarte mult. Cei prezenți s-au închinat la final, iar apoi au fost ropiți cu aghiasma mică. Troița din piatră care a fost sfințită în Brustureț are două reprezentări: chipul Maicii Domnului și răstignirea Mântuitorului Hristos.